Bună seara, dragi prieteni, bun găsit la o nouă seară de Night Show, o seară în care veți face cunoștință cu o tânără din Chișinău, studentă la Cluj, dar care va reprezenta Piteștiul, mai precis Casa Studentului Pitești, la festivalul studențesc de muzică. Va fi un festival interesant cu studenți din toată țara care vor reprezenta casele studentului din diferite orașe ale țării. Piteștiul, casa studentului Pitești, va fi reprezentat, așa cum spuneam, de invitata mea din această seară, vă spuneam, din Chișinău, dar studentă la Cluj, și va reprezenta Piteștiul. Axenia Șova este numele ei. Bună seara, Axenia, bine ai venit. Bună seara. De unde ai venit acum? Din Chișinău sau de la Cluj? Nu, vin de la, de la Chișinău, am trecut prin Cluj și după am venit la Pitești. La Pitești, urmează să pleci la Costinești, da? Ce se întâmplă acolo la Costinești? Ce este cu festivalul ăsta? Câte orașe sunt reprezentate sau cât sunteți acolo care veți cânta? Deci, festivalul se numește Galele Studenției și este un festival foarte mare, deci nu am știut până anul acesta de el, dar am înțeles că sunt foarte, foarte multe orașe din toată România. Care reprezintă casa studentului din toate orașele respective. Da. Exact. Și tu cum ai ajuns din Chișinău să studiezi la Cluj și curmea să reprezinți Piteștiul la Costinești? Deci la Chișinău am terminat colegiul de muzică și după aia urma să fac o facultate și am ales să o fac nu acasă, să o fac în România. Păi și România e tot acasă, dacă ne gândim, pentru voi. Da. Dar tu vorbești bine româna, știi și rusa, bănuiesc, nu? Da, știi foarte bine și rusa. Voi în școală ce învățai? Tu ce învățai în școală? Limba română, dar și limba rusă se învață. La fel, nu? Da. Și ai ajuns deci în Cluj și după aceea din Cluj în Pitești, cum ai ajuns? Și din Cluj în Pitești am ajuns prin intermediul băieților din Crossfire, cu care colaborez acum. Și trupa cu care colaborez. Da, exact. Trupa cu care colaborăm și facem niște piese frumoase care se ascult și pe din afară. Mai puțin România, dar sper să fie cunoscută și publicului de aici. Bănuiesc că tu o să cânti în engleză, nu? Da, toate piesele vor fi deci nici doar în română, în engleză. Nici în rusă. Nici în română, nici în rusă, doar în engleză. Ai studiat liceul, școala generală în Chișinău, nu? Da, am făcut liceul de muzică, după care a urmat colegiul de muzică și acum facultatea de cine muzică. Cine îți place ție din muzica rusească? Din muzica rusească? Îmi place Sofia Rotaru. De fapt, și e și ea e tot de la limba sarabia noastră. Da, îmi place foarte mult, o ador și sunt mulți interpreți care... Uite, unul din favoriții mei, așa, este rus. Vita, s-ai auzit de el? Sigur, păi toată lumea a auzit de el, despre vocea lui. Toată lumea, România, despre vocea lui nu prea s-a auzit, din păcate. În România s-a auzit mai mult de unul Guță. Tu ai auzit de unul Guță? N-ai auzit de Guță? Nu. El mimează așa. Dumnezeu mi-a dat valoare, mi-a dat bani, mi-a dat bani. De manele ai auzit? În România, din păcate, mai cunoscut Guță sau unul mic așa care să spune minune, dar de Vitas prea puțin oameni au auzit. La voi acolo în Basarabia, probabil că Vitas e foarte cunoscut, ca în toată lumea, de fapt. Da, este un cântăreț foarte bun, care s-a făcut remarcat prin vocea lui fenomenală. Nu știu dacă... bine că ai auzit de... Da, poți să cânti ca nu știu, am încercat când făceam canto clasic la liceu, am încercat și mi se primea, da? E mai greu, așa, e mai greu. Sigur, e mult mai greu. E o altă tehnică. El e contratenor, adică vocea lui e specifică. Tu ai făcut școala de muzică și știi ce înseamnă asta. Da. Eu îți propun să ne cânți o melodie pentru început, după care, da, sigur, ca să stai sufletul, plăcere. Așa vei veni, vom mai vorbi. Dar spune-mi, acolo la Costinești, câte melodii vei cânta? Tu ai venit aici la noi cu 4 melodii. Vei cânta toate cele 4 melodii acolo sau numai una? Cum e? Nu, vom cânta toate melodiile, toate aceste 4 melodii care le cânti aici în emisiune. Și vom avea și un show în spate, deci avem niște dansatori. Gen Eurovision, cum fac ăștia, nu știu, pe exact. Vision, da? Cu dansatorii. Da, dansatorii sunt de aici, din Pitești. De la Starfix, bănuiesc, de la Daniel Ionescu. Exact, de la domnul Daniel Ionescu, directorul CSI. Și va fi un show superb și sper să ne prezentăm la nivel. Coregraf Daniel, desigur, dacă ai dansatorii lui Daniel în spate, probabil că dansatorii fiind băieți sau și fete, ce ai tu în spate? La... Fete am. Fete, nu? Da. Am înțeles că are și ceva coregraf bun, Costi, Vali, care sunt și dansatori, da, foarte buni în același și timp. Coregraf foarte și bun. Coregraf foarte bun. Sunt convins că show-ul va fi foarte bun dacă e asigurat de Starfix, dar hai să vedem și cum va fi muzica. Deci toate cele 4 melodii care le cânti la noi le vei cânta și la Costinești. Da. Hai să începem cu o primă melodie, să te audă și telespectatorii și după aceea vii și mai vorbi. Thank you.
Frumoasă melodia și comercială în același timp, adică cam ce se poate acum. Cine ți-a compus? Cum ai ajuns să cânt această melodie? Această piesă, da. Deci, colaborarea cu băieții din Crossfire este din februarie, prin intermediul unui bun din februarie, prieten. Da? Da, din februarie. Din februarie, dacă e din februarie, e bună. Cum februarie. Lasă, că mie place așa cum vorbiți voi stârciți. Un pic mai am probleme, dar cred cum că cum să zice februarie în rusește? Fevrali. Cum? Fevrali. Fevra. Bun. Așa. Și băieții din trupa asta și băieții compun, din trupa asta sunt chiar de aici, din Pitești. Ionuț Deaconu, care face textul la aceste melodii. Dani Stefănescu este unul care face instrumentalele. Și Robert Vișa este din Roșior, nu este de aici, dar oricum e prin apropiere. Deci ei ți-au compus și da, textul ei, și muzica da. Și toate da, exact. Toate melodiile tale sunt compuse de ei, bănuiesc, da. Nu? Așa, da, foarte, foarte jucăușă așa piesa, ca să zic, și comercială, cam cum se poate acum. Tu ai mai cântat pe undeva înainte? Ai mai avut ceva? Da, știu, sigur. Apariții? Am avut apariții acasă, dar și peste hotare. Am fost la multe concursuri internaționale, atât și naționale. Cu alte melodii, nu cu cele fac. Normal, nu? Cu alte melodii și mai mult hituri pentru ca să-ți pui în evidență vocea. Uh-huh. Trebuie să cânti un hit. Cine care îți place ție de muzica internațională? De exemplu, cu ce hituri te prezentai tu la concursurile peste hotare? Deci, de-a lui Celine Dion,
Din asta foarte puternice, dar unul care mi-a adus mare succes este My Time, Jade Even. Chiar în Brașov am avut un concurs și la care am luat premiu mare cu această piesă. Premiu cel mare, nu? Da, exact. Acum mă scuz că mă întreb, nu prea se întreabă o domnișoară vârsta sau, dar tu cam câți ani ai așa? Am 22 de ani. Mulți înainte. Mersi. Și de cât timp ești în România? Că vă rog că ai participat pe la Brașov, pe Coro, de cât timp? Deci sunt doar de un an în România, din octombrie, de când am început să-mi fac studiile în Cluj, la Academia de Muzică. A, deci tot pe muzică tot pe muzică, fac da. Regie de operă și balet. Așa, și în Chișinău ai făcut școala generală și liceul, nu? Da. Totul de muzică, adică mă rog, tot legat de muzică, deci ai mers numai pe muzică. Doar pe muzică. Și bănuiesc că dorești să fii promovată, să ajungi, eu știu, să cânti. Ai văzut că acum se promovează destul de ușor. Dacă intri în contact cu unul din ăsta care are studio și compune gen Moga, cu un impresar foarte bun. Un impresar sau cu o casă asta de discuri, cum e Moga și nu mai știu, care imediat te promovează, apare acolo și în 3 zile și vedetă, ai o grămadă de fani. Și... Da, dar să știi că foarte mult nu durează această glorie. Cum ai apărut, așa și dispare. Dacă nu ai valoare și talent, da. Normal. Adică păcălești publicul cu o melodie, două, dar după aceea dispar, că au dispărut mulți. Aduți aminte, erau odată, nu știu dacă ai urmărit fenomenul muzical din România. Badian, Săr, nu mai știu care, 1001 de formații și de cotolanțe de-astea mici care... Păi da, și cei mai talentați sunt prezenți până acum și fac muzică bună. Cei buni, da, rămân. Da, uite, de ce rămâne exact. În permanență un Voltaj, un Vanc, Holograf, astea sunt trupe și care rămân, dar au apărut mulți și exact cum spui, dacă nu ai valoare și nu, te pierzi în timp, nu poți să păcălești mult. De asta mult. Și noi lucrăm foarte mult la ceea ce facem. Nu o facem doar pur și simplu așa pentru bani sau... Pentru succes imediat. Da. Noi facem din suflet și din plăcere, pentru că dacă faci lucrul ăsta, pentru că arta e un lucru frumos, de fapt, și nu poți să faci așa pur și simplu. Și dacă o faci din suflet, oamenii ajung la inima oamenilor și te... Na, și nu știu, la voi, în Moldova, de exemplu, este o tradiție muzicală. Eu, în zona Basarabiei, acolo, văd ca un izvor nesecat de talente și când spun asta, mă gândesc și la Valul Vechi, eu știu, Anastasia Lazariuc, Doina Ion Ardea Teodorovici. Deci oameni care au avut un cuvânt greu de spus în muzica românească. Marina Voica, nu știu dacă o știi tu, e mai bătână ea acum, dar cânta și în vremea când eram eu copil. Și chiar și acum, Valul Tânăr, băieții de la Ozon, care au avut cel mai mare succes, Dan Bălan, e tot de la voi din zona mondial, aia. Da. Și mai sunt câțiva din Moldova, Zdob și Zdub, sau și cum, Zdub. Așa cum le zice, o zonă cu mari talente și iar, de exemplu, mie îmi place foarte mult și, din păcate, foarte puțin cunoscut la noi în România. Tu cu siguranță ai auzit de el, un foarte mare compozitor și chiar și cântă din piesele lui proprii, deși piesele lui le-au luat toți care se dau cântăresc, cum e și la noi băiatul ăsta Fuego. Fuego, puțin știu, cântă numai piesele acestui basarabean, Ian Raiburg. Ai auzit de el, da? Da, exact, am Ian auzit. Raiburg e un mare nume și un mare, dar din păcate prea puțin cunoscut în România. Trei sferturi din piesele lui le cântă Fuego și alții soliști de la noi care se dau mari. Așa, preluate, da? Și mulți români necunoscând, neștiind cine este Ian Raiburg, mamă, ce melodie frumoasă are Fuego sau nu știu cine, dar puțin știu că de fapt ăla cântă melodia aia. Cine are noroc, deci iese și cântă melodiile și este cunoscut. Deci asta mai depinde și foarte mult de Și tu tot timpul anului noroc. Stai la Cluj, nu? Da, în timpul anului stau la Cluj. Și când și acolo mai pleci pe la festivalul? Da, deci am fost primul an, m-am străduit să mă încadrez mai mult în studii la facultate. Ești anul 2 acum, nu? Da. Sau urmează să trec anul 2. Ai trecut anul 2, da. Da, dar oricum, dacă era de cântat la ceva petreceri private, am fost și am cântat, am reprezentat nu de mult festivalul de etnii Basarabia noastră. Da. Și a fost foarte încântați de doinele și de baladele noastre, care nu prea se cântă acum, dar sperăm că nu se uită așa lucruri. Ce e foarte Ar importante. Trebui să fie o comuniune mai strânsă și mai apropiată, dacă pot spune așa, între cultura basarabeană și cultura românească, pentru că, de fapt, ele se întrepătrund, reprezintă fapt. O singură cultură a spațiului românesc. Dar, din păcate, sunt anumite interese geopolitice care nu prea lasă să se întâmple care astea. Noi nu ne... Așa este.
Nu vreau să atinge subiectul. Păi să știi că eu am fost acolo la Chișinău la voi de mai multe ori și ce am observat, oamenii simpli, oamenii normali sunt pro-România, adică pro pentru unire cu România. Observa că, din nefericire, mai mulți intelectuali sunt contra, au ei interesele lor politice. Apropo de plecarea ta la Cluj, iar când o să înceapă școala, facultatea, o să cam întrerup puțin, bănuiesc, colaborarea cu băieții ăștia din Pitești. Nu, păi până acum tot în Cluj am stat, dar am colaborat în continuu. Am făcut toate proiectele, tot ce am avut de discutat, pe Skype facem. Seara, când deja toți și-au terminat treburile de la servicii, au mâncat, ne întâlnim pe Skype, discutăm ce facem. Puteți să și înregistrați, discutați, vă vedeți pe Skype, dar puteți să și, eu știu, să înregistrați sau să faceți o chestie din asta muzicală, ca să zic așa, doar sigur. Vorbiți acolo, da? Nu, doar vorbim. Nu e doar vorbă. Băieții îmi trimit instrumentalele. Uh-huh. Eu după aia fac niște probe, pe telefonul meu chiar. După aia le trimit băieților, ascultă dacă e bine, nu, și imediat după ce e terminată piesa și zicem da, e ok, o facem, merg într-un studio de înregistrări, înregistrez și așa iese piesa la ideală. Înregistrez pe instrumentația lor, nu? Pe ce-ți trimit ei. Da, sigur. Nu? Așa, într-un studio și cu ce ți-au trimis ei. Da, e un mod interesant, deși parcă înregistrez mai bine live, știi, când iai lângă tine și când... Da, nu dispunem de... Dar distanța asta e. Da. Nu poți să fii... Prin greutăți la stele, așa că... Așa este. O să fie și tipul când o să fim toți împreună și o să colaborăm. Deci chiar vreți să duceți mai departe formația asta. Și cum se numesc... Crossfire. Crossfire. Uite, sunt piteștini. Păcat și că nu, sunt, nu sunt cunoscuți aici în România, dar în Germania, Olanda... Așa de cunoscuți sunt? Da, au și sunt și în top, au fost și numărul 1 în top în Germania. Da? Da. Interesant. Uite, sunt piteștini și nu i-am văzut niciodată. Chiar acum aud despre ei. Da. Dar o să mă interesez mai bine și poate o să-i aduc aici la Nai și o să cânte, să-i vadă și piteștenii. Ar fi pentru bună că, idee. Pentru că, văd, că e păcat să da, dacă nu și cunoașteți. Compun și văd că o fac bine. Melodia destul de frumoasă și am văzut că e genul care prinde, comercial. Exact. În București ai cântat vreodată la un festival? În București am fost doar când eram mai mică, de... sărbătorile de Crăciun, am fost la Parlament și am colindat Parlamentul. Parlamentul României, nu? Da, exact. Acolo unde se înșiră tot felul de minciuni și unde sunt mințiți oamenii, nu? Știu, că mine nu m-au mințit sunt nimeni. Sunt aia păieții mai grași, așa, politicieni, care mai doimi pe acolo președințe, mai scure. Nu știu, mai eu doar am fost și am colindat. Ai fost și ai colindat, ți-a plăcut așa Parlamentul? Foarte mult mi-a plăcut. Nu știu, mie mi-au spus... N-am fost încântat, atunci era mai mică și mi se părea totul foarte mare. Chiar politicieni, chiar parlamentari mi-au spus că, domnule, noi mai dormim acolo pentru că e clădirea așa imensă și e cu, așa cu tavanele și îți dă o stare de somnolență, așa se justifică. Îți dă o stare de somnolență când ajungi acolo. Pe tine te-a prins somnul când ai intrat în Parlament? Nu, pentru că eu eram acolo cu treabă, trebuia să cânt, deci... Ai și cântat acolo? Da, am colindat. Ai colindat? Da. Puteai să recânti niște doine din aia, așa, ca să adoarmă mai profund în ședințele Parlamentului, știi? Bun, hai să ne mai cânt și o a doua melodie, să vedem. Bănuiesc că e cam același gen, nu? Ai un gen al tău, un stil al tău, sau băieții, mă rog, care au compus. Da, e același gen, dance. Dance? Hai da, să auzim. E de vară. De vară, hai să auzim de vară și mai vorbim după aceea. Da.
Mulțumesc, ia rog. Am același gen de muzică. Chiar îmi devin simpatici băieții ăștia. Știu să compună o muzică plăcută, o muzică ușor asimilabilă. Da. Că e o linie melodică foarte frumoasă la ceea ce compun ei și... Dar te-ai interesat, eu știu, puțin, apropo să vezi la Costinești cam cum se va nota, cam cum, ce pretenții au cei din juriu, ce... Ai văzut că și la orice festival, și la Eurovision, sau eu știu, orice concurs, se pune accent ba pe voce, ba pe mișcarea scenică, ba te-ai interesat cam cum... Nu m-am interesat, dar pretențiile sunt ca la toate concursurile, prestație scenică, să ai o imagine frumoasă și un show în spate care să te susțină. Cântați live acolo sau cu CD-ul? Va fi live. Va fi live, nu? Da. Asta probabil interesant, pentru că va lua și vocea, adică vrea să vadă și vocea cum va fi. Bănuiesc că peste 100 de participați, nu? Nu știu exact, pentru că în ultimele zile mulți s-au mai înscris, după care și-au retras cererea, deci chiar nu știu exact. Dar te-ai gândit să colaborezi cu vreo casă de discuri, cu un producător, cu impresar? De fapt, suntem în căutare a unui impresar care vrea să ne promoveze și care vrea să facem ceva frumos împreună. Observ că tu nu vorbești la singular, deci întotdeauna... gândești în grup. Pentru că suntem o formație și nu pot să fac eu ceva fără muzica lor, fără versurile lor. Deci voi e treaba în grup, adică nu să fie neapărat promovată doar tu ca voce, ca și solistă, ci întreg grupul. Da. Deci o treabă foarte întreaga serioasă. Echipa. Am înțeles. Și n-ați luat contact cu nimeni până acum? Un impresar? Sunt ceva propuneri pe care le analizăm cu băieții și... Videoclipuri aveți ceva până acum? Este doar un tracer, nu este un videoclip întreg, dar lucrăm la o piesă care merită să facem și un videoclip și să fie promovată și în afară. Știi ce este interesant? Faptul că voi, băieții ăștia, sau voi, tot grupul, căutați să vă impuneți prin melodii proprii. Pentru exact. Că sunt foarte multe formații care doar iau de la, eu știu, împrumută de la alții melodii. De la cineva ceva și mai bagă de ei de la ei, da, și iese un hit. Practic nu au melodii proprii, cântă numai melodii din repertoriul altora. De acolo o melodie, de la o melodie. Eu apreciez formațiile, trupele care... încearcă să-și curească un drum, sau soliștii care încearcă să-și curească un drum prin stilul propriu, prin să compună, mai ales la tine am apreciat, sau la voi, hai ca să vorbesc și un grup, de-aia am și spus, aveți un stil propriu și am vrut să văd și a doua melodie, dacă este în același stil, pentru că, ai văzut, dacă ai observat, orice solist, orice formație care se respectă, cam merg pe același stil. Voltajul, de exemplu. Știi formația Voltaj? Da. Au stilul lor. De ce ei nu se... mulți necunoscători în muzică, nu ca aș fi un mare cunoscător, spun, domnule, cam toate melodiile seamănă. Păi aia le dă nota distinctivă. Aia înseamnă că au un stil. Asta înseamnă că e voltaj. Sau cum era Model Talking. Tu ai ascultat vreodată Model Talking. Model Talking toți spuneau, nu-mi place, domnule, că ei cântă frumos și la toate melodiile sunt la fel. Păi tocmai aia le dă distinția și stilul propriu. Nu cânte cu ce... Aia care cântă cu ceva, mâine ceva, pe mine ceva, sunt oameni care n-au un stil propriu sau care ia de acolo, se influențează. N-au stilul ăla. Nu se impun prin felul lor de a fi. Prin felul lor de a fi, așa este. Ori la voi am fac. Auzit că și a doua melodie este cam la fel cu prima. Deci, da, e un pic mai greu, ai dreptate, pentru a te promova, pentru că foarte mulți cer ca să cânți altceva, ce le place publicului. Da. Dar noi așa... Te poți impune și prin stilul tău, să faci publicul să placă ceea ce cânți tu sau ceea ce... Da, și plus la asta că sunt melodii foarte drăguțe și frumoase, nu cred că publicul ar zice că jos de pe scenă. Da, ar fi cool, mai bine, acum depinde și unde... mergeți, că dacă mergi acolo la Vama Veche, unde sunt numai rockeri, s-a mai dus băiatul ăla hip-hop, puia și-au dat aia cu onel, deși ăla nu găsește cu nimic, l-a dus impresar acolo anul trecut și ăia că necântând rock, fiind numai rockeri, au început să dea în el săracul cu ouă, cu roșii, cu de parcă strica el, că l-a dus impresar acolo, așa că depinde și genul de muzică pe care l-ascultă fiecare, da. La un festival sau undeva, sigur că nu zice nimeni să te dai jos de pe scenă. Dar voi ați cântat și în grup, toți, cu toată formația, pe la un festival, pe undeva, sau tu singur? Nu, doar eu singură. Deci deocamdată n-ați fost... Eu singură reprezint toată echipa noastră. În echipă, deci n-ați fost prea... Adică nu că prea multe apariții. N-ați avut până acum. Nu. De Suntem cât timp, la început de cale. De cât timp colaborați? Deci de februarie, de pe 6 februarie. Uh-huh. Cam e jumătate de an.
La voi, la Chișinău, se cam pune accent așa pe muzică, foarte mulți, cum spuneam mai devreme, foarte mulți muzicieni, foarte mulți oameni care sunt oameni talentați muzica, acolo. Sunt talentați în muzică. Nu, mă gândesc că poate țara e mică și de aia sunt multe talente. De fapt, aici țara e mare, România e mult mai mare, da. Și sunt și aici multe talente, doar că sunt frâșteată așa prin orașe. Cum este privită muzica românească la Chișinău? Este ascultată, chiar este ascultată. Da. Avem și posturi de radio, Radio 21, Kiss FM, toate astea sunt ascultate. Și oamenii din Chișinău, cam ce soliști sau trupe românești preferă așa? Ce întrebați și aici? Nu pot să zic că preferă pe cineva anumit. Smiley. Le place de Smiley? Da, știu că se ascultă foarte. Am niște prietene care sunt nebunite după el. Adevărul e, cântă și frumos omul. Și cântă frumos. Ce dacă nu știu titlul niciunei melodii, dar cântă frumos. Ce să mai, așa este. Eu nu sunt un fan Smiley, nu-mi place. Deci nu-mi place, dacă nu-mi place, nu-mi place. N-am nimic cu omul, e și piteștean mai noștri, dar nu-mi place genul lui muzica. Și sunt mai pretențios așa la muzică. Uite, de exemplu, mie îmi place genul care cântați voi. E, nu știu, dansabilă, e... Jucă ușă, așa. Da, exact. Fiecare cu gusturile lui. Dar manele se ascultă la Chișinău? Se ascultă. Se ascultă? Se ascultă, doar că eu nu am avut ocazia să ascult. Mai mult acolo lăutăreală, păi, din ceea ce știu eu. Pentru că studiind la colegiu, colegii mei cu, și cântă la... Studii muzicale, normal, că nu prea e mai greu. Ăștia maneriștii cântă mai mult după ureche, așa. La ei treabă de valoare, bani, dușmani și femei frumoase. La voi în Chișinău, de exemplu, sunt, mă rog, în Chișinău, în Moldova, în Basarabia, sunt niște sârbe și niște hore foarte frumoase, hore moldovenești. Exact. Eu am mai colaborat cu formații și au luat o horă moldovenească și o sârbă care m-a uns pe suflet. Sunt relativ diferite de sârbele și horele noastre. Sunt mult mai ritmate, ca să zic așa. Da. Nu de mult am fost într-un cerc, la o petrecere cu prietenii și se cânta muzică folclorică, populară. Deci e total diferit de ce se face la noi. La noi sunt mult mai ritmate și mult mai mișcate dansuri, aceste dansuri. După ce dansezi vreo câteva dansuri de ale noastre, dai vreo câteva kilograme jos. Și cămașa. Aici sunt așa, un pic mai... Așa este. Aici, da, sunt mai... Avem și noi că sunt sârbe botenești, sârbe, nu știu, din diferite zone, dar eu am ascultat la o trupă, o formație cu care eu mă aflu în colaborare foarte bună, a luat de la voi o sârbă și o oră din asta. Eu nu sunt chiar așa adeptul muzicii populare. O ascult, dar nu... dar acea sârbă și acea horă, practic, îmi venea așa să o ascult ca nesfârșit. Așa de ritmată era și de... Păcat că nu vă venea să jucați. Păi, mai joc eu câteodată pe aici, așa când mă apucă, dar am momente când mai stau și doar ascult, așa, și îmi place cum sună. În câte zile durează festivalul de la Costinești? Deci de pe 4 până pe 15. Atât de mult? Da. Păi... nu într-o zi, două ați terminat, deci aveți 11 zile. Da. Și cele patru melodii cum le cânti? Toate într-o zi sau cânti una azi, una mâine, una... Toate într-o zi, deci fiecare oraș reprezintă, are o seară anume când are își reprezintă seară. Programul. Uh-huh. Da. A, da, da, și de-aia fiind multe orașe, durează 11 zile, mă gândeam că ai azi una, mâine. Păi bine, poți să cânti și după aia poți să pleci dacă ți-ai terminat programul, dar stai ca să vezi rezultatul la sfârșit. Da. Premii ceva? Nu sunt la curent cu premii. Nu știi ce premii să dau. Voi mergeți mai mult pentru CV-ul vostru, pentru gloria voastră și pentru... Și pentru o experiență, de ce nu? Da, așa este. Deci premiile nu vă interesează prea mult. Dacă vă dau ea un Maserati sau un Porsche care e acolo, dacă ai câștigat... Să dea Dumnezeu, dar nu cred. Am înțeles. Axenia, dacă ceva, îl împărțim. O să luăm publicitate, îl împărțim. Păi vă aștept aici cu premiul după. Sunt convins că veți câștiga, pentru că aveți melodii frumoase. Nu știu cu ce vin ceilalți, dar mie muzica voastră mi-a plăcut. Vom lua publicitate și vom reveni, dragi prieteni, după câteva minute cu Axenia Șova, fata din Moldova, din Basarabia, care va reprezenta studentă la Cluj, care va reprezenta Piteștiul la Costinești. Deci este așa o nebunie. Vom mai vorbi, ne va mai cânta, va mai avea două melodii care vor fi de asemenea cântate la Costinești. Revenim după publicitate.